Ai bani, ai și probleme cu inima. Asta dacă ești bărbat, este concluzia unui studiu prezentat de Societatea Japoneză de Circulație, care a examinat 4300 de angajați. Bărbații cu venituri mai mari au fost de aproape două ori mai predispuși să dezvolte hipertensiune arterială. La Facultatea de Medicină și în timpul rezidențiatului învățăm că există mai mulți factori de risc minor pentru apariția bolilor cardiovasculare. Stresul face parte din acești factori de risc major prin cumularea lor, nu prin a fi doar un factor de risc. Tiberiu Stoian, CEO-ul Exonia, spune că stresul face parte din fișa postului unui antreprenor, dar încearcă să elimine orice situație conflictuală de la locul de muncă, atât pentru el cât și pentru angajații lui. Stresul inerent există, pentru că e caracteristic celor care fac ceva, sunt conștient de efectele pe care stresul le poate avea, pe de o parte asupra mea, asupra indirect, asupra familiei mele, dar și asupra echipei care lucrează și care sau de care depinde productivitatea fabricii. Medicul cardiolog Oren Jankovic spune că o persoană poate să nu fie stresată în general, dar să dezvolte o problemă cardiacă în urma unui episod major de stres. Important este să încercăm să nu fim stresați, pentru că stresul ne aduce indirect la boli cardiovasculare, dar ne aduce să fumăm mai mult, să nu avem grijă de noi, să nu mai facem sport, să mâncăm prost și prin asta să ne îmbolnăvim.